Municipiul Baia Mare este gazda Taberei Naționale de Chimie, ce va avea loc în perioada 30 septembrie. La acest eveniment sunt așteptați 75 de elevi din 22 de județe și municipiul București, calificați la fazele naționale ale Olimpiadelor de Chimie din anul școlar precedent. Ei vor fi însoțiți de 21 de profesori. Programul Taberei presupune 5 zile de cursuri intensive, structurate atât pe aspecte teoretice, cât și pe experimente, susținute de lector din mediul preuniversitar și universitar. Totodată, în cadrul taperei va fi organizată o mini-olimpiadă ce se va finaliza cu premii pentru fiecare nivel de studiu. Deschiderea oficială a Taberei Naționale de Chimie va avea loc pe 3 septembrie la ora 19 la Teatrul Municipal Baia Mare luna iunie, maramureșenii au câștigat în medie peste 1500 de lei. Conform datelor Direcției Județene de Statistică Maramureș, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 2127 de lei, în timp ce venitul mediu net al maramureșenilor a fost de 1541 lei. Lefurile au fost cu 1,5% mai mari față de luna precedentă. Cel mai bine au fost plătiți angajații din agricultură, silvicultură și piscicultură, ale căror salarii depășesc 2000 de lei. În timp ce la polul opus sunt cei care lucrează în industrie și construcții cu salarii medii sub 1500 de lei. În domeniul prestărilor de servicii, salariile medii ale lunii iunie au depășit 1600 de lei. Spitalul județean de urgență din Baia Mare are de curând un medic care s-a specializat în utilizarea videobronhoscopului pentru copii. Doctorul Carmen Prie, medic primar la unitatea primir urgențe, a încheiat cu succes cursul de endoscopie bronșică realizat la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta București, serviciul bronhologie. Cursul a avut o durată de 3 luni de zile, iar taxa de școlarizare în valoare de 5.000 de lei a fost achitată de Spitalul Băimărean.